Bună seara, sunt Tatiana Andrieș și în această seară am schimbat poziția, modul de a filma. Sper că acum să se vadă mai bine și voi încerca să lucrez cu dumneavoastră și pentru dumneavoastră acest model de floricele. Eu, de fapt, modelul este același, doar că am lucrat cu fire diferite și, după cum vedeți, și dimensiunile florilor sunt diferite. În această seară, pentru dumneavoastră, voi lucra cu firul Bravo de culoare roșie și apoi vom avea nevoie de culoare verde pentru frunze. După care vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de un ac cu gaura foarte mare, un ac pentru lână, cred că se vede. Vom avea nevoie de croșet, voi lucra cu croșetul numărul 3. Vom avea nevoie de firul de sârmă, foarte, foarte subțire, foarte maleabil, ușor de manevrat. După care, așa cum știți, de multe ori în lucrările mele folosesc lipiciul lichid, cu acesta voi atașa frunzele florilor. Voi începe prin a lucra un număr de 44 de ochiuri de lanț. Pentru început voi face cercul magic, iar în interiorul acestuia voi face primul ochi de lanț, voi trage firul, bine, lăsăm acest fir un pic mai lunguț pentru că vom avea nevoie de el și, așa cum vă spuneam, vom lucra un număr de 44 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 și vom continua astfel până când vom obține un număr de 44. 44 ochiuri de lanț. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Am ajuns la capătul rândului. Am executat cele 44 ochiuri de lanț, după care vom lua firul odată pe croșet și vom număra 1, 2 și vom intra în al treilea ochi de lanț, unde vom face un picioruș dublu. Deci am luat odată firul pe croșet, iar acum voi lucra piciorușul dublu. Astfel avem deja două piciorușe duble. Vom continua făcând piciorușe duble în corespondența fiecărui ochi de lanț. Sper că acum să fie data bună în care se reușește reușiți a vedea ceea ce lucrez. Deci, în corespondența fiecărui ochi de lanț, vom face un picioruș dublu. Când vom ajunge la capătul rândului, vom avea un număr de 44 de piciorușe. Noi vom continua să lucrăm piciorușe duble. Acesta este un model ușor, este
pentru doamnele începătoare. Continuăm în acest fel, iar noi ne vom întâlni la capătul rândului, unde vom avea cele 44 de piciorușe duble. Am ajuns la capătul rândului, am obținut cele 44 de piciorușe duble, iar acum vom lucra un număr de 3 ochiuri de lanț, 2, 3, vom întoarce lucru. Vom lua firul odată pe croșet și în corespondența acestui prim picioruș vom intra și vom lucra un picioruș dublu și vom ține firul pe croșet. Apoi voi lua din nou firul pe croșet, voi intra în același picioruș. Voi lucra din nou un alt picioruș dublu pe care voi ține din nou firul aici pe croșet. Voi lua din nou firul, voi lucra un nou picioruș dublu. Deci acum avem un număr de 4. Iar acum vom lucra cel de-al 5-lea picioruș dublu în corespondența acelui picioruș din rândul precedent. Așa, acum intră un pic mai greu pentru că este primul, dar nu vă descurajați. Acum am obținut cele 5 piciorușe duble, le vom închide pe toate 5 împreună. Vom face 1, 2, 3 ochiuri de lanț și ne vom întoarce aici la baza acestor piciorușe, deci în primul picioruș, în corespondența primului picioruș, și vom închide cu ochi alunecat. Apoi sau fir alunecat, cum este mai corect spus. Voi intra în cel de-al doilea picioruș din rând. Din nou cu fir alunecat, voi lucra din nou 3 ochiuri de lanț și apoi din nou voi face același lucru ca și în primul picioruș. În corespondența acestuia voi face un număr de 5 piciorușe duble pe care le voi ține aici. 1, 2, deja al treilea, cel de-al patrulea, al cincelea, vedeți, sunt 5 piciorușe duble, le vom închide împreună, vom lucra 3 ochiuri de lanț și vom închide totul din nou aici în piciorușul corespondent. Vom închide cu piciorușul alunecat și apoi din nou cu piciorușul alunecat ne vom îndrepta spre cel de-al treilea picioruș din rândul anterior. Voi face 3 ochiuri de lanț și din nou voi continua cu alte 4 piciorușe duble, ținând cont și de primul pe care l-am obținut din cele 3 ochiuri de lanț. Deci 1, 2, 3,
de-al cincilea, vedeți, le închidem împreună, trei ochiuri de lanț, o voi întoarce aici la bază, în corespondența acestui psoruș, voi închide. Piciorul s-a alunecat. Și apoi din nou cu piciorul s-a alunecat, mă voi îndrepta către următorul picioruș din rândul anterior. Și vom repeta. Deci vom repeta astfel până la capătul rândului. Vedeți pe partea aceasta cum se prezintă lucrarea. Voi mai lucra o dată pentru dumneavoastră, ca să puteți observa bine. Sper foarte mult că se vede. Iar acum voi face cel de-al cincelea picioruș dublu și voi închide pe toate împreună, trei ochiuri de lanț, 2, 3 și din nou voi închide la baza acestui picioruș. Voi închide cu fir alunecat. Nu? Că mi-a rămas un pic în urmă firul. Așa. Și din nou mă voi deplasa către următorul picioruș din rândul anterior. Piciorul s-a alunecat și vom continua. Deci, în felul acesta, vom lucra până la capătul rândului și vom obține un număr de 44 astfel că ar arăta ca niște mici petale de flori. Noi ne vom întâlni la capătul rândului. Iată, ne-a ajuns și în corespondența ultimului picioruș. Și voi intra din nou cu fir alunecat. Din nou aici la capăt un pic este mai dificil. Și vom face același lucru ca și până acum. Trei ochiuri de lanț, voi lua firul pe croșet, voi intra din nou în corespondența celui așa picioruș, am făcut al doilea picioruș. Al treilea. Al patrulea. Iar acum voi face ultimul picioruș cu care vom închide și lucrul. Deci avem 5 piciorușe duble, le vom închide împreună. Voi face din nou 3 ochiuri de lanț. Și voi închide exact ca și la celelalte, aici la baza piciorușului. Cu piciorul alunecat, voi lăsa firul un pic mai lung, pentru că voi avea nevoie să cos, și vom închide lucrul. Acum cu acul,
așa cum vă spuneam, un ar cu firul, cu gaura mai groasă, vom pune firul. Sper să reușesc să-l introduc repede. Cu ochelarii văd mai greu, voi întrerupe puțin. Am introdus firul în ac. Acum aici, prima petală, să-i spunem așa, o vom pune în două și vom coase un pic, să-i dăm stabilitate. Să pare exact ca un ca mijlocul unei flori. Și apoi, încet, încet, vom începe să rotim. Voi scoate firul un pic de desubt. Nu uităm, era cât pe ce să uit și eu, ca să nu ne încurce. Așa. Și apoi încet, încet vom roti și vom forma floarea. Vom fi atente aici, la bază, să fie totul drept. Între timp și aranjăm un pic. Acesta. Încet, încet am rotit și am aranjat toate petalele pe care le-am lucrat până acum. Iar acum, cu acul, cu atenție, să prindem toate rândurile, vom începe să coasem în modul în care să dăm stabilitate florii. Vom fi atente. Putem să intrăm și din partea aceasta spre mijloc. Important este să coasem în modul în care să floarea să stea fixă. Merge așa un pic de jur împrejur. Aici unde este ultima petală, din nou cu atenție să nu o prindem și pe ea. Iar acum, ultima petală o vom fixa un pic. În felul acesta.
face două noduri aici și voi scurta firul. Astfel că am obținut floricica noastră. Acum, bineînțeles, o aranjăm un pic. Vedeți? Și ceea ce urmează să facem de acum este să facem frunzulițele. Eu o frunză am realizat-o deja, acum o voi face cea de-a doua. Voi da deoparte floricica, vedeți diferența de materiale, cât de mare este. Pentru că fiecare tip de material este divers ca grosime, are o textură diversă și bineînțeles că și floarea este diferită, are o mărime diversă. Pentru frunză, din nou, în cercul magic, voi face pentru început un ochi de lanț. Apoi voi închide după care voi face un număr de 15 ochiuri de lanț 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15. Odată realizate aceste 15 ochiuri de lanț, vom lucra în felul următor. Din corespondența celui de-al doilea ochi de lanț, vom face, pentru început, un picioruș scurt. Apoi voi lua firul odată pe croșet. Voi intra în următorul ochi de lanț și voi face o jumătate de picioruș scurt, dublu, scuzați. Aceasta înseamnă că acum, în momentul în care am toate trei firele pe croșet, le voi închide împreună. Voi lua din nou firul pe croșet și voi face două piciorușe duble. 1, iar în următorul ochi de lanț îl voi face pe cel de-al doilea. Voi lua de două ori firul pe croșet și voi face un număr de 3 piciorușe duble înalte. 1, în următorul picioruș, următorul ochi de lanț, scuzați, voi face un nou picioruș, 2, al treilea picioruș dublu, înalt. Acum voi face două piciorușe duble, unul după celălalt, 1, al doilea picioruș dublu. Acum voi face din nou o jumătate de picioruș dublu,
o închide toate trei împreună, iar acum voi face piciorușe scurte. 1, 2, 3, la picioruș scurt și ținând firul lipit de lucru aici, mă voi întoarce pe partea cealaltă și voi lucra aceste trei piciorușe scurte. Vedem să intru exact. 1, 2, al treilea picioruș scurt, 2 piciorușe duble. În același timp voi prinde și firul care mi-a rămas de la început, când am început lucrarea, astfel îi vom da stabilitate. 2 piciorușe duble. Vom continua cu 3 piciorușe duble înalte. Treilea picioruș dublu înalt. Două piciorușe duble. Bine. Aici voi abandona capătul acesta de fir. Al doilea picioruș dublu. O jumătate de picioruș dublu și un picioruș scurt. Așa. Acum, aici, în vârful frunzei, voi intra cu picioruș alunecat sau fir alunecat, cum vreți să-l numiți. Voi pune firul metalic . Voi lăsa o bucățică în afară în modul în care se pot după aceea să lunesc cu cealaltă frunză și vom lucra piciorușe scurte de jur împrejur, prinzând în același timp și firul metalic. Astfel vom da formă frunzei. Încet. Firul metalic este subțire, este foarte ușor de manevrat. Dar cu toate acestea va da o formă stabilă frunzei noastre, nu se va îndoi, nu se va așeza într-o poziție, într-un mod urât. Vedeți?
Ce frumos se aranjează acum. Avem puțin, terminăm și frunzulița. Eu voi pune două frunzulițe, una o am deja pregătită dinainte. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți să atașați chiar și trei frunzulițe, puteți să lucrați cu culoarea care vă place cel mai mult. Puteți face așa cum vă spuneam, frunzulițe și mai multe. Vă alegeți firul cu care doriți să lucrați și eu cred că nu va fi greu să puteți să realizați această floare. Cu ele se poate face, așa cum am eu, în diferite culori, se poate face un frumos aranjament. Într-un coșuleț cu floricele, pe o coroniță pentru Paște. De ce nu? Dar acum aici voi face ultimul piciorul scurt, voi îndoi firul să nu mă deranjeze. Și uitați-vă că am format și frunza. Voi scurta atât firul metalic cât și firul cu care am croșetat, felul acesta. Voi încheia lucrarea. Acest capăt de fir de aici îl vom tăia pentru că deja i-am dat stabilitate. Sârma o vom roti în felul acesta, firul de sârmă. Iar acum voi ascunde firul verde de desubt. Îl ascund cu croșetul. Dumneavoastră veți face cum doriți, fie cu croșetul, fie cu acul, cum vă este mai ușor. Voi scurta firul. Așa cum vă spuneam, am realizat deja prima frunzuliță. Acum o am pe cea de-a doua. Eu le voi uni între ele aici. Voi roti firul metalic. Firul acesta îi voi da stabilitate. Și dumneavoastră cum veți dori, fie veți coase pe spatele floricele, fie veți face ca și mine, așa cum fac în lucrările demonstrative, veți pune un pic din lipiciul lichid și
este aproape de sfârșit și... Așa. Îl prinde și firul de sârmă în același timp și voi atașa pe spatele floricelei. Acesta este rezultatul final. Eu sper foarte mult să vă placă și cer scuze din nou dacă nu s-a văzut prea bine. Volumul l-am înălțat la maxim, este 99%. Vocea mea este mai înceată. De obicei vorbesc mai încet și mai ales când sunt foarte obosită, bineînțeles că vocea mi este foarte scăzută. Atât am vrut să vă prezint în această seară. Sper să vă fie pe plac, să vă fie de ajutor ceea ce am realizat. Vă doresc o seară frumoasă tuturor. Acest tutorial va fi încărcat mâine dimineață. Sunt Tatiana Andrieș și vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc celor care v-ați înscris pe canalul de YouTube. Cine privește din întâmplare unul din tutorialele mele și îi sunt pe plac, vă rog foarte mult să vă înscrieți. Totul este gratuit. Și noi ne vom reîntâlni cu un nou tutorial și apoi din nou ne vom reîntâlni în data de 8 martie când va fi extragerea pentru concursul zilei de 8 martie. Din nou vă mulțumesc, vă doresc o seară frumoasă, zile frumoase și multă sănătate tuturor.